tāds faktuāt policīnie noši vorbiesk, jo viņš ir ksivēt la televizijūnie aripilī svēt, savam, ka nu. Pentru ka ei vorbiesk o šou tonalitāti despre, šo autoritāti despre, ce și ține de poporul moldovenesc și de restul, și ales noi, care e strategic și irreversibil. Și totdeauna, cum să nu mori de râs de frază, haideți să hotărâm problema asta, atenție, odată și pentru totdeauna. Și e asta, ține că ieri nimeni nu știe și mâine cu atât mai mult nimeni nu știe, dar el hotărăște problemele globale, atenție, odată și pentru totdeauna. Haideți să hotărâm problema limbii odată și pentru totdeauna. Stai, voi ați venit prin ce e ca șterste ce a fost până la voi. 20 de secole nu a existat. Eu spun că noi să hotărâm pentru totdeauna. Dar fix așa procedează următorul. Spre Grețu, citatea noastră, asta e o discuție foarte lungă de unde, care e geneza conformismului nostru. Mie tare nu-mi place asta. Dar noi suntem un popor, și nu e vorba de ziua de astăzi sau 10 ani urmă, noi suntem un popor conformist. Un popor spre regret care mai des preferă o atitudine pasivă față de majoritatea evenimentelor care sunt. Asta e tare neplăcut, dar între 1941 și 1944, dacă veți vedeți și să face în piața centrală a Republicii Moldova, și asta erau oamenii care locuiau aici, cu zig hail, cu mâna înainte, ei doar, nu e desantat de undeva asta, sunt oamenii care locuiau aici. Și care au apărut și astăzi, după o perioadă așa de mare, sunt, voi puteți să vedeți video, voi puteți să vedeți că prin orașul nostru permanent este svastică, sunt oameni care vorbesc despre fascismul, nu era așa de rău, care... Antonescu e rău. Asta nu e drept la opinie, drept la opinie are oricare. Problema e că acești oameni niciodată n-au de gând să asculte alt punct de vedere. Dacă să vorbim despre libertatea exprimării, ei întotdeauna au de gând să vă impună felul lor de fi, că e altceva n-a să recunoască. Eu, pe toate liniile și pe toate posibilitățile, întotdeauna promovez non-conformism și o atitudine critică, încă o dată, repet. Nu există oameni în viața voastră, cine ar fi politicieni, conducători de orice rang, care știe mai bine. Voi, fiecare din voi poate să aibă cea mai interesantă idee de dezvoltare a vieții proprii și a societății. Însă, mai departe, în anii care urmează și indiferent de locul unde voi o străiți, voi o să vedeți că nimeni nu o să vină din altă țară să vă rezolve problemele din viața personală sau oricărui stat. În cazul nostru, o politică de peste 30 de ani de, nu știu, voi nu atât de mult probabil sunteți interesați încă de politică, dar eu de 30 de ani văd numai una, mână întinsă și în genunchi. Asta e simbolul politicii moldovenești în raport cu relațiile străine. Nu, permanent cineva ceva trebuie să ne dăie. Și lauda de obicei a șefilor și a conducătorilor parlamentelor, guvernelor de 30 de ani, asta e cât ne-o dat unul sau altul. De parcă noi am fi permanent în stare de invaliditate. Da? Noi nimănui nimic nu dăm, dar nouă trebuie să ne dăie. Fără niciun fel de argumentare de decizi, deși noi nu suntem în stare să ne, nu doar singuri pe noi să ne dezvoltăm, dar și să ajutăm pe alții. Concluzia a doua, care eu aș vrea ca viitor, că acest curs se numește, înțeleg că e dedicat oamenilor care sunt mai proactivi, care sunt interesați de liderism, asta e să vă creați proprie imagine și proprie impresie despre ce voi vreți să faceți în țară și nu ascultați pe nimeni în sensul ăsta. Este o problemă că majoritatea oamenilor, și puteți să verificați pe oamenii dumneavoastră apropiați, tare rar poate să explice viziunea lor proprie asupra cum trebuie dezvoltat locul, localitatea în care locuiți, țara, care este viziunea de fapt. Nu doar să trăim bine, nu doar că să fie pace. Cum anume trebuie de făcut, mai ales într-un sistem și într-o dominație economică. În ce domenii noi o să ne concentrăm, pentru că nu poți să te concentrezi pe orice. Și asta se începe de la cei că din majoritatea contactelor mele, eu cel mai des întâlnesc oameni care nu pot să povestească asta despre viața proprie. Când eu discut cu mulți oameni care îmi fac cunoștință, eu foarte des încerc să aflu, dar cum tu vezi, care e viziunea ta asupra propriei vieți, dar și vrei să devii? Când eu lucram la Ministerul de Externe și veneau colaboratori tineri, eu întotdeauna îi întrebam, dar tu vrei să devii ambasador sau ministru? Că sunt două lucruri diferite. Majoritatea cazuri ei nu se gândeau nici la una, nici la alta. Și atunci eu mă întrebam de care e motivație de a lucra. Pentru că să lucrez într-o structură de stat și 10 ani în urmă, da, astăzi ca niciodată, este un fel de act de eroism. În sensul adevărat, tot cuvântul, pentru că bogat acolo, în mod normal, n-ai cum să fii, având în vedere care e salariul oficial. Dedicația trebuie să fie mare
Și plus trebuie să ai și un anumit concept clar cu ce tu te ocupi, dar nu duci o foiță de pe partea pe alta. Pentru că pe lângă faptul că asta nu rezolvă nimic, mai este chestiunea că viața trece foarte repede. 5-7 ani, n-ai realizat nimic și atunci tu înțelegi că tu nu te-ai aflat la locul cuvenit. Dacă fiecare din voi, și eu n-am spun așa întrebarea, dar fiecare din voi nu-și poate răspunde la întrebarea și exact voi vreți să realizați în viață, eu sper că cu timpul, poate mai târziu, voi să vă gândiți și o să vă dați seama cam care e calea pe care trebuie să mergeți pentru a realiza asta. Pentru că dacă tu nu știi exact ce vrei să faci, este o expresie. Cum ai să ajungi acolo dacă tu nici nu știi unde te duci? Asta e așa cam cum arată astăzi spre Egrie țara noastră, pentru că noi suntem împărțiți în 5-7 grupuri, putem să le numărăm, care au viziuni diferite și care nu se ascultă unii pe alții. Și de la ce e cum polițian sau altul și ei tot dispar, ba unul apare, ba dispare, de la ce e că ei povestesc mituri religioase în politică, că integrarea europeană e irreversibilă. Eu nu știu înseamnă așa cuvânt. Deci noi ne ducem, plecăm astăzi în Danemarca și spunem, în Danemarca procesul de integrare europeană e irreversibil? Păi nimeni n-a să vă înțeleg. Despre ce tu vorbești? Eu mă ocup de afacerea mea, dar care e irreversibilitatea? Eu, în general, nu mă ocup de integrare europeană. Danemarca nu se ocupă cu integrare europeană, și în Germania. Dar noi ne ocupăm. Astea sunt mai multe invenții filologice pentru a sustrage atenție de la lipsa reală a progreselor în domeniile pe care noi ne interesează. Pentru că, cum am spus puțin mai înainte, în capitalism, cel mai important asta e locurile de muncă și piața de desfacere a produselor. În cazul în care se oferă servicii, în ce domenii se oferă servicii. Și vreau să vă spun că cele mai dezvoltate țările lumii plătesc bani enorm oamenilor de știință care se ocupe nu cu geneza filologică a unei limbi sau alta, dar cum să găsească noi formule de dezvoltare economiei.